Magistrații hunedoreni au declanșat, la fel ca și colegii lor din alte județe, acțiunea de protest anunțată încă de săptămâna trecută, adică suspendarea judecării cauzelor. Grefierii protestează și ei. Singurele dosare judecate pe parcursul acțiunii de protest sunt cele cu caracter urgent. Sălile de judecată sunt goale la instanțe. Magistrații și grefierii protestează vis-a-vis de inițiativa legislativă prin care se dorește eliminarea pensiilor de serviciu. Protestul are loc atât la tribunal cât și la judecătorii. Se asigură doar urgențele. Personalul este în instanță, este vorba numai despre ședințele de judecată, suspendarea numai a ședințelor de judecată. Cu mențiunea că în cauzele urgente și cele cu arest participă. Grefierii au și ei proprii acțiune de protest legate de aceeași nemulțumire. Astăzi, între orele 10 și 12, personalul auxiliar protestează prin întreruperea totală a activității, iar grefierii planificați în ședințe de judecată vor participa numai la judecarea cauzelor urgente și a celor cu arestați, iar mâine personalul auxiliar va protesta prin întreruperea totală a activității pe tot parcursul zilei. Bineînțeles, cei planificați în ședință de judecată vor participa la judecarea cauzelor urgente. Acțiunea de protest este la acest moment pe termen limitat. Este determinată de ceea ce va decide Parlamentul legat de pensiile de serviciu. Magistrații protestează și la Curtea de Apel Alba Iulia, la care sunt arondate instanțele hunedorene. Un bărbat și-a pierdut viața vineri seară pe unul dintre șantierele magistralei Brua. Accidentul de muncă a avut loc în zona Totești, victima n-a mai avut nicio șansă să fie salvată. Finalul programului de lucru pe șantierul magistralei Brua a însemnat pentru un bărbat de 60 de ani ultimele clipe din viață. O țeavă de mari dimensiuni au curmat zilele în urma unui accident verificat acum și de inspectorii de muncă. În timp ce o macară aruncătoare traversa țeava cu o conductă pe gaz de aproximativ 10 metri lungime prinsă în niște chiși, la trecerea de pe pământ pe asfalt s-a produs o oscilație acestei care l-a lovit în cap pe șoferul microbuzului, șoferul microbuzului care era venit să preia oamenii să-i ducă acasă. Bărbatul angajat din iunie anul trecut ca șofer la o firmă din Blejoi a decedat pe loc. Cum accidentul a avut loc în timpul programului de lucru, ITM Hunedoara face verificări. Polițiștii hunedoreni au deschis și ei un dosar penal pentru ucidere din culpă. Lipsa de viziune, cărbune și investiții la complexul energetic Hunedoara se regăsește și în importanța pe care o are compania în sistemul energetic național. Dacă la înființarea ei, compania a asigurat 5% din producția de electricitate, 2019 a fost anul în care CEH a contribuit cu doar 1,38% la producția de energie. 2019 a fost anul în care termocentrala Paroșeni a fost mai mult oprită. Cunoscătorii spun că abia a funcționat două din cele 12 luni ale anului. Tot anul trecut, termocentrala Mintia a funcționat majoritar cu un corp cazan. Au fost puține momentele în care producătorul de energie de pe Mureș a funcționat cu un grup întreg. Mai mult, complexul nu a putut nici măcar să asigure serviciile de sistem cerute de Transelectrica. Numai luna trecută, compania a fost penalizată cu milioane de lei pentru neîndeplinirea de către termocentrala Mintia a obligațiilor legate de serviciile de sistem. Lipsa hoilei s-a simțit pe tot parcursul anului. Cele patru unități miniere din componența complexului, Lonea, Livezeni, Vulcan și Lupeni, Lonea și Lupeni fiind pe program de închidere, nu au putut asigura necesarul de huilă pentru funcționarea celor două termocentrale. Pompierii petroșeneni și cei din Baru au reușit să împiedice o deflagrație. O locomotivă electrică a luat foc, garnitura pe care o tracta fiind formată din 40 de vagoane tip cisternă. Deși goale, vagoanele ar fi putut exploda în cazul în care se extindea focul. Locomotiva, aparținând unui operator privat, a luat foc între localitățile hunedorene, Bănița și Merișor, într-o zonă greu accesibilă. 8 trenuri, din care unul de călători, au fost oprite timp de mai multe ore până la finalizarea intervenției pompierilor. În momentul în care primele forțe au ajuns la fața locului, arderea se manifesta violent la locomotiva electrică, cu posibilitate de propagare la o locomotivă diesel care era legată de aceasta și era în compunerea garniturii de tren, locomotivă ce avea 800 de litri de motorină în interiorul acesteia.
S-a reușit prin mijloace de primă intervenție stingătoare și zăpadă aruncată cu ajutorul lopeților, localizarea incendiului, astfel încât să nu se probace la locomotiva diesel și mai departe la vagoanele cisternă. Pompierii hunedoreni nu au avut deloc o sarcină ușoară. Intervenția a fost una deosebit de dificilă datorită terenului foarte accidentat și a distanței mari de la locul de amplasare al autospecialelor până la locul unde s-a produs evenimentul, astfel încât am reușit, după eforturi susținute, realizarea unui dispozitiv de aproape 800 de metri și, bineînțeles, localizarea și lichidarea incendiului. Verificările pompierilor au determinat că focul a pornit de la un scurt circuit electric la motorul locomotivei. În urma incendiului, locomotiva a fost distrusă în proporție de circa 80%.